despărțire în casa iubirii. Sebastian nu mai este impresionat de suferința Robertei. Nu mă mai interesează, îți zic sincer. În ediția de duminică a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, Roberta va izbucni în lacrimi din cauza lui Sebastian. În ediția de duminică a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, Roberta izbucnește în plâns din cauza lui Sebastian. Sebastian nu mai este impresionat de suferința Robertei. În gala de pe 2 mai 2024, Sebastian pare să fie încă furios din cauza discuției pe care a avut-o cu Roberta vis-a-vis -vis de îmbrăcămintea ei, care ar fi fost prea scurtă pentru o femeie care are o relație. Sebastian nici măcar nu vrea să meargă la Roberta să o salute, apoi comentează despre modul în care Roberta a reacționat după criticile legate de rochia pe care o purta. I-ai victimizat foarte mult că te-am făcut să te simți prost. Intenția mea nici măcar nu a fost aia. Mi-ai băgat cuvinte negură în continuare. Nu încetai. Nu-i nici nu mai vreau să mai discut absolut nimic. O zic sincer, spune Sebastian. Mai mult de atât, Sebastian ține să evidențieze și în fața Andrei Mantea că Roberta nu ține cont de cererile lui. Acelea de a avea o ținută care să fie decentă din punctul lui de vedere. Main? Vreți să vă mai dau un exemplu acum? Ieri am vorbit ceva. Azi s-a întâmplat altceva, spune Sebastian. Roberta primește lovitură după lovitură din partea lui Sebastian, dar cele mai dureroase cuvinte nici măcar nu au fost spuse încă. Nici nu mă mai interesează, îți zic sincer, spune Sebi, moment în care ochii Robertei se umplu de lacrimi. Atunci ai fost fache, nere, fals, spune Roberta în timp ce abia își ține lacrimile în frâu. Sebastian nu vrea să o vadă pe Roberta în timp ce plânge. Comportamentul lui Sebastian o rănește atât de mult pe Roberta încât o determină să-i spună că nu poate înțelege că o aduce într-o stare atât de dureroasă și că nu vrea să se uite la acțiunile lui. Pe de altă parte, Sebastian pare să fie foarte iritat de lacrimile Robertei și îi spune, pe un ton arrogant și arțăgos, să înceteze mă deranjează că tu mă aduci în situația asta și nu te uiți la tine cum te comporți, spune Roberta, în timp ce plânge. Bă, ia și te abține, te rog frumos, te rog frumos să te oprești, spune Sebastian. În cele din urmă, Roberta iese afară în încercarea de a se liniști, acolo unde varsă lacrimi amare în timp ce bea o sticlă de apă.